După o pauză de aproape 6 săptămâni, albaștri și-au reluat antrenamentele în vederea noului sezon al Ligii Naționale. La prima ședință de pregătire din această vară au luat parte 14 jucători. Nedelcu, Drăghici, Stănescu, Șoldănescu, Chiruț, Bursuc, Țuțu, Mitrea, Gavriloaia, Roșu, Petrea, Sandu, Țigănașu și luxemburghezul Schroeder. Celelalți componenți ai lotului au fost învoiți până miercuri. Primele două săptămâni vor fi dedicate reacomodării la efort, urmând ca pe 15 iulie studenții să plece într-un cantonament de 10 zile la Vatra Dornei, acolo unde se va pune accent pe acumulările fizice. După acest stagiu, universitatea își va continua antrenamente la Suceava până pe data de 9 august, când este programată să debuteze a 6-a ediție a memorialului Mihai Mironiuc. Pe lista echipelor invitate sunt Extrem Baia Mare, CSM Ploiești, CSM București sau Politehnic Olcom Donetsk din Ucraina. În weekendul următor, echipa suceveană va participa la un nou turneu de pregătire la Baia Mare, unde alături de gazdele de la Extrem și-au mai anunțat prezența Potaisa Turda și o formație din Ungaria. În perioada 30 iulie-2 septembrie, trupa pregătită de Leonard Bibirig a fost invitată la Cupa Harghitei, un puternic turneu unde va înfrunta pe HC Odorheiu Știința Bacău și Potaisa Turda.